Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea pentru timpul care ne stă în față să reînnodăm gândul nostru, oprit cu două săptămâni în urmă, duminică seara, la lecția Darul vorbirii despre cunoștință. Și în această seară să ne oprim la lecția numărul 4, intitulată Darul deosebirii duhurilor. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 5, despre Anania și Safira, text care, printre alte subiecte pe care le conține, conține și subiectul descoperirii unui lucru făcut în ascuns de această familie prin darul deosebirii duhurilor. Apostolul Petru are în descoperire ceea ce oamenii aceștia au făcut în ascuns și Dumnezeu îi dă pe față. Acesta este unul dintre multele exemple ale Scripturilor. În această seară aș vrea să ne concentrăm atenția cu o inimă curată, să învățăm mai bine cuvântul Domnului și să lărgim orizontul nostru în ceea ce privește cunoașterea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Darul deosebirii duhurilor este capacitatea supranaturală dată de Dumnezeu unor credincioși din biserică pentru a-i face în stare să știe cu siguranță sursa mesajelor sau activităților aduse sau făcute în numele Domnului Iisus Hristos. Scopul manifestării acestui dar este următorul. Printre altele, Dumnezeu vrea să ferească lucrarea sa de erori. Vrea să ferească lucrarea sa de activități care se fac în numele Lui, dar de fapt nu sunt făcute în numele Lui. De mesaje rostite în numele Lui, dar de fapt nu sunt de la El și nu sunt pentru onoarea Lui. Și pentru că Dumnezeu vrea ca lucrarea Lui să fie curată, El se implică prin manifestarea acestui dar ca să ferească lucrarea spirituală din biserică de erori, de activități și mesaje făcute sau aduse de oameni care nu sunt trimiși de Domnul și care nu-L proslăvesc pe Domnul. În al doilea rând, prin manifestarea acestui dar supranatural, Dumnezeu intenționează să descurajeze lucrarea falsă. Pentru că în momentul în care un bărbat sau o femeie aduce un mesaj sau face o activitate pretinsă de la Domnul și e dat pe față prin darul deosebirii duhurilor, și ceilalți care văd sau aud despre asta sunt descurajați să mai facă un asemenea lucru, știind că Dumnezeu poate să dea pe față lucrurile ascunse. În orice moment Dumnezeu poate vorbi despre unul dintre noi, lucruri pe care le facem noaptea sau ziua în ascuns. Chiar acum se poate întâmpla asta. În orice moment Dumnezeu în suveranitatea Lui se poate ridica să vorbească împotriva unui păcat ascuns. În orice moment. În al treilea rând, manifestarea darurilor, deosebirii duhurilor se întâmplă și pentru ca lucrătorii din biserică să aibă siguranță în slujirea lor, știind că dacă este o nevoie evidentă pe care Dumnezeu o vede și pe care noi nu o vedem, datorită incapacității, atunci Dumnezeu vine și își desăvârșește lucrarea. Dacă aici Dumnezeu nu-i dătea lui Petru darul deosebirii duhurilor, dacă nu-i descoperea Dumnezeu lui Petru, Petru ca om nu avea capacitatea să știe ce a făcut această familie în ascuns. Dar pentru că Dumnezeu a vrut să se implice, Dumnezeu s-a implicat și dintr-o dată lucrătorii generației lui Petru s-au încurajat și au avut siguranța că la nevoie lui Dumnezeu nu este greu să se implice.
Noi facem doar ce putem, cu toată bunăvoința și pasiunea, dar sunt lucruri care ne depășesc, pentru că noi singuri suntem doar carne, ca oricare dintre dumneavoastră. Dar se întâmplă deseori că vine Dumnezeu și ridică capacitatea noastră naturală la dimensiunea supranaturală. Și atunci, frați și surori, inima noastră este încurajată și siguranța că Dumnezeu este cu noi și nu ne lasă singuri se mărește și avem nevoie de asta din când în când. Apoi, manifestarea darului deosebirii duhurilor este și pentru ca să se încurajeze biserica. Dacă asta nu se întâmplă o lună, un an, 10 ani, dacă nici manifestarea altor daruri nu se întâmplă o lună, un an, 10 ani, dintr-o dată biserica se descurajează. În momentul în care Dumnezeu lucrează, dă un cuvânt de descoperire, prorocie, deosebirea duhurilor, cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință sau altceva, dintr-o dată mesajul acesta, pe lângă informația adusă în inimile oamenilor, este și următorul: Dumnezeu nu ne-a părăsit, slăvit să fie numele Lui. Încă se mai întâmplă între noi descoperiri, chiar dacă sunt mai rare. Încă Dumnezeu nu ne-a părăsit și lucrul acesta încurajează poporul. Se mai face o vindecare din când în când. Se mai întâmplă o minune. Toate acestea sunt dovezi supranaturale care întăresc naturalul. Darul deosebirii duhurilor este o pătrundere supranaturală în lumea duhurilor, care ne ajută în mod precis să identificăm natura, originea și intenția fiecărui duh care se manifestă în lucrarea lui Dumnezeu. Eva, în grădina Edenului, a acceptat sfatul șarpelui să dorească capacitatea de a deosebi binele de rău. Și în mod paradoxal, ea nu știa că cel care îi sugerează să facă asta era chiar diavolul, în chip de șarpe. De atunci și până astăzi, omul și-a pierdut discernământul spiritual și nu mai are capacitatea să deosebească sursa activităților sau mesajelor din jurul lui, din punct de vedere spiritual. În al doilea rând, în această seară, frați și surori, vreau să observăm metode de deosebire a duhurilor. Metode de deosebire a duhurilor. Lucrarea spirituală este, printre altele, și o lucrare care implică activități spirituale. Activități spirituale divine și activități spirituale satanice. Biblia ne pune la dispoziție două metode de deosebire a duhurilor. Prima metodă este o metodă omenească, este o metodă logică de a deosebi duhurile prin folosirea criteriilor de evaluare găsite în Biblie. Spre exemplu, Biblia ne spune: priviți la proroci și evaluați-i după roada lor, pentru că pomul se deosebește după roadă, tot la fel și prorocul îl puteți deosebi după roada lui. Un criteriu de evaluare al unui slujitor, indiferent că e predicator, proroc sau oricare alt slujitor, criteriu de evaluare nu-i doar abilitățile, adică știe să facă, pentru că sunt oratori nemântuiți în lumea laică care vorbesc mai bine decât mine și mai bine decât toți păstorii din adunare, probabil. Sunt muzicanți care probabil sunt mai abili decât mulți dintre dirijorii din biserică. Dar asta nu înseamnă că oamenii aceia pot veni în casa lui Dumnezeu să slujească doar pentru faptul că au abilități. Domnul Iisus Hristos spune: nu că îi vei cunoaște după abilități, ci îi veți cunoaște după caracter, îi veți cunoaște după roadă. Uitați-vă la caracterul lor. Uitați-vă la viața lor de familie, uitați-vă la relațiile lor, uitați-vă la răbdarea, la blândețea, la iubirea, la iertarea, uitați-vă la capacitățile lor de comportament, uitați-vă la atitudinea lor și la caracterul lor și veți ști dacă oamenii aceia l-au pe Duhul lui Dumnezeu în interior. Pentru că e imposibil în mine să existe Duhul Sfânt, iar caracterul meu să fie firesc. E imposibil!
Cine l-are pe Duhul lui Dumnezeu e condus de Duhul lui Dumnezeu. Și toată roada lui, tot comportamentul lui este potrivit Galateni 5:22. Și roada Duhului care se manifestă în mine este. Frați și surori, nu-i suficient slujitorii bisericii să fie abili, performeri, pricepuți, de succes în lucrare. Sigur că este absolut necesar fiecare om care face o slujbă să aibă o chemare și o competență în ceea ce face. Dar, ca și criteriu de evaluare, Domnul Iisus Hristos nu pune abilitatea, ci pune spiritualitatea. Spune, după asta îi veți cunoaște. Primul criteriu de evaluare natural, omenesc, logic, este uite-te la caracterul lui. Dacă nu este un om care are un caracter curat, să nu te aștepți să vorbească Dumnezeu prin omul acela. Asta o spune Domnul Iisus Hristos. Al doilea criteriu este, uite-te la el dacă umblă după slavă de la oameni. Câteva minute stai cu un om, poți să-ți dai seama cam care este motivația lui din vorbire, din comportament, cam vezi dacă îi aduce glorie lui Dumnezeu sau dacă în mod ascuns își trage jar pe turtă și încearcă să-și promoveze identitatea lui spirituală și să facă caz de slujirea lui, măcar că spune, no, toată slava eu dăm Domnului, dar de fapt știe el cum să-și tragă jar pe turtă, așa între paranteze. Frați și surori, când veți identifica slujitori care își caută slava lor, care sunt mândri, care vorbesc cu mândrie despre ei, să știți bine că Domnul nu lucrează prin oamenii aceia. Pentru că Dumnezeu nu lucrează prin oameni care îi fură slava și și-o atribuie lor. În al treilea rând, oameni care nu cunosc Scripturile. Este normal un nou convertit să nu cunoască Scriptura. Dar nu este normal un credincios de 10 ani să nu cunoască Scriptura. Și să-ți aducă versete care de fapt sunt strofe de cântare, nu sunt versete din Biblie. Destul de des, stând de vorbă cu oamenii, spun, păi scrie în Biblie și îmi spune o strofă dintr-o cântare. Pentru că tot se repetă strofe din cântare în biserică, el nu mai face deosebirea între versetele biblice. Chiar noi numim strofele de cântare verset din Biblie. Oameni buni, când spunem verset, versetele sunt doar în Biblie, alea din cântare sunt strofe. În Biblie sunt versete, iar în cântare sunt strofe. Asta este terminologia corectă folosită într-o biserică. Inspirația lui Dumnezeu este în Scriptură și omul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește trebuie să fie un om matur și să cunoască Scripturile. Acesta va fi încă un criteriu de evaluare. Al patrulea este să nu spună prin lucrarea pe care o face ceva împotriva Scripturilor. Să nu spună prin lucrarea pe care o face ceva împotriva Scripturilor. Am auzit și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, că nu de mult în America a murit un tânăr drogat. Atât a consumat droguri până când a murit. Și a început să se spună pe marginea acestui eveniment că a ajuns în cer tânărul ăsta. Că așa i-a descoperit Domnul unuia de pe acolo că în cer se poate ajunge pe mai multe căi. Și că de unde nu știu eu dacă Dumnezeu nu l-a cercetat pe bietul drogat chiar în ultimile clipe și l-a mântuit. Pe ăla care a crescut în adunare, care a recitat și a cântat, s-a dus și s-a drogat. Și a adus o mărturie împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos. Și acum ne așteptăm să-L întâlnim în cer. Frați și surori, acest mesaj contravine Evangheliei lui Iisus Hristos. Nimic întinat nu intră în cer. Nimic spurcat nu intră în cer. Nimic necurat nu intră în cer. Dumnezeu nu-și umple cerul cu oameni obsedați de substanțe chimice. Cu oameni obsedați de plăceri. În cerul lui Dumnezeu vor ajunge oameni neprihăniți și atât. Acest mesaj e împotriva Evangheliei, de aceea nu-l credem. Poate să viseze toată America mesajul acesta. Eu nu-mi ghidez viața nici după visele unuia, că visează struguri și căpșuni,
Nici după, pentru mine important în primul rând este Evanghelia lui Iisus Hristos. Orice vis, orice vedenie, orice descoperire care în mod evident intră în conflict cu Biblia, nu credem, poate fi rostită de patriarhul patriarhilor și de episcopul episcopilor. Un înger dacă vine și ne aduce o altă evanghelie, nu credem. Mai mult îl iubim pe Dumnezeu decât pe oameni și mai mult iubim scripturile decât explicațiile oamenilor care vin în conflict cu scriptura. În al cincilea rând, o metodă omenească și logică de a depista, de a deosebi, este să ne uităm la el dacă nu cumva încearcă să manipuleze oamenii. Între a conduce și între a manipula există o diferență foarte evidentă. Ne uităm la slujitor și vedem dacă nu cumva încearcă să manipuleze oameni. Și dacă avem dovezi că el încearcă să manipuleze oameni, dintr-o dată știm că omul acela nu poate fi condus de Duhul lui Dumnezeu. Niciun om al lui Dumnezeu care se teme de Domnul nu își permite să manipuleze oameni. Nici în timpul alegerilor, nici înainte de ele, nici după alegeri. Niciodată. Dacă Dumnezeu mă vrea pe mine 200 de ani într-o anumită poziție, nu poate să mă dea nimeni jos. Iar dacă Dumnezeu vrea să mă dea jos, atunci toți dintre dumneavoastră să faceți reclamație, eu nu voi mai fi acolo. Omul care încearcă să manipuleze nu este condus de Duhul Domnului și de la omul acela nu ne așteptăm la o lucrare curată, veritabilă și o lucrare spirituală. În al șaselea rând, dacă observăm dorința de putere, încercarea de a alerga după poziție sau după alte privilegii nedrepte, dintr-o dată știm de ce Duh este călăuzit acel om. Omul care este condus de Dumnezeu are în vedere în primul rând slujirea, osteneala pentru oameni, sacrificiul pentru oameni. A doua metodă de deosebire a duhurilor, pe lângă cea naturală, logică, omenească, care are la îndemână folosind, instrumentând criterii din scripturi, este metoda dumnezeiască, supranaturală, de a deosebi duhurile prin darul supranatural al deosebirii duhurilor. Pentru a vorbi de acest dar al deosebirii duhurilor, trebuie să vorbim mai întâi despre activitatea și identitatea celor trei duhuri care există. 1. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 2. Duhul omului. Și 3. Duhul diavolului. Când vorbim despre lucrarea spirituală, vorbim despre aceste trei soiuri de duh, despre aceste trei entități, despre toate se spune duh. Primul e scris cu D mare, 2 și 3 cu D mic. Luăm un exemplu și lucrăm puțin pe el. Deschideți, vă rog, scripturile în prima Evanghelie a Noului Testament, capitolul 16, în cunoscutul text, versetele 13 la 17 și mai apoi 21 la 23. Eu am să citesc și dumneavoastră vă invit să mă urmăriți. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și a treia zi să învieze. Petru
l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și i-a zis: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. În textul de mai sus întâlnim trei feluri de inspirații, trei feluri de activități ale Duhului. Observați inspirația lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, versetul 17. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului celui viu. Domnul Iisus califică aceste vorbe ca fiind inspirate de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu. 2. Inspirația omului. Inspirația Duhului omului. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia sau un alt proroc. Așa zice omul, așa bănuiește el, așa crede el. El crede că Iisus Hristos este unul dintre profeți. Noi vorbim deseori despre societatea martorilor lui Jehova. Vreau cu această ocazie să vă spun următorul lucru. Martorii lui Jehova nu sunt biserică. Martorii lui Jehova nu sunt biserică. 2. Ei cred că Iisus Hristos este unul dintre profeți, nu că este Dumnezeu. Acesta este crezul lor, fundamental. Iar Biblia lor este singura Biblie care are o traducere absolut diferită în doctrinele fundamentale specifice ale acestei organizații. Ei bine, oamenii vin și spun: Iisus Hristos a existat într-adevăr, dar nu putem spune că e Dumnezeu. Este un profet. Este cineva ca Ioan Botezătorul. Este cineva ca Ieremia, ca Daniel, cine vreți, cel mai mare dintre profeți. Omul este în stare să spună asta despre Domnul și îi se pare că e generos cu Domnul Iisus Hristos, calificându-l ca pe unul dintre profeți. Observați versetele 22 și 23. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Iar Domnul Iisus Hristos, la același Petru, care cu puțin timp înainte apreciase vorbirea lui ca venind de la Dumnezeu, acum apreciază această afirmație ca venind de la diavolul și îi spune: înapoi a mea, Satana. În acest text, ca în multe altele din Scriptură, întâlnim Duhul omului, întâlnim Duhul Domnului și întâlnim Duhul diavolului. Aceste trei duhuri sunt prezente în lucrarea spirituală și deseori lucrează Duhul lui Dumnezeu, probabil din când în când lucrează Duhul omului, probabil din când în când lucrează Duhul diavolului. Observați, afirmația lui Petru n-a fost vulgară, n-a fost neapărat împotriva Scripturii, n-a fost obraznică, părea că are grijă de Domnul Iisus, dar de fapt era împotriva profețiilor din Vechiul Testament. Dacă Domnul Iisus nu cunoștea profeția Vechiului Testament, așa cum mulți oameni nu o cunoaște, ce ar fi făcut? Dar Domnul cunoaște, îi cunoaște gândurile lui Petru, motivația lui Petru. El știe că Petru n-a avut neapărat o intenție rea, dar ca om a primit un gând și n-a avut capacitatea să-l deosebească. Și l-a spus crezând că e bun. 1 Ioan capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh. Ce ziceți dumneavoastră de păstorii bisericii când nu dau crezare oricărui duh? Spui: ăsta e baptist, ăsta e necredincios, ăsta e împotriva lucrării Duhului Sfânt. Vine Petru și spune: fraților, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Uitați ce spune Dumnezeu. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh. Să nu dați crezare.
Cum vine un Duh și vorbește, gata, noi ne deschidem inima și aleluia. Noi nu-L primim și nu-L respingem, noi mai întâi îl judecăm. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și vom ajunge imediat acolo. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 29. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, ceilalți să judece. Aici verbul folosit în limba greacă, în original, este a discerne, a evalua. Judeca aici nu este a pronunța sentința, ci este a face o analiză, a face o analiză. Procesul de judecată nu implică doar sentința pronunțată de judecător, ci în primul rând este un timp lung de investigație. Se cheamă martor, se confruntă mărturii, se fac investigații, se adună probe. E, asta se numește judecăm cazul, analizăm cazul. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați, să judecați, să cântăriți, să analizați, să fiți atenți dacă duhul ăla e de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Noi, ca biserică, nu suntem împotriva prorociei, ci suntem pentru prorocie. Însă atunci când auzim o prorocie, o judecăm. Atunci când ascultăm o prorocie, indiferent că e manifestarea darului, vorbirii despre cunoștință, despre înțelepciune, prorocie, tălmăcire din limbi, noi îl judecăm. Pentru că ne-a avertizat Dumnezeu și ne-a spus, în zilele din urmă, în zilele din urmă, în oricare adunare există un om și mai apoi o echipă de oameni responsabili de lucrarea de acolo. Sigur că în mod deosebit omul și oamenii aceia au responsabilitatea puternică să judece și să spună da sau nu. Dacă eu aș fi pe ultima bancă, nu m-ar interesa pe mine ce spune păstorul de aici. Dacă mie îmi place, dacă e după cum m-am obișnuit eu spun da. Iar dacă păstorul spune oprește-te, eu spun de ce oprești, frate? Frați și surori, acesta este un domeniu foarte sensibil. Noi ca oameni nu suntem chemați să fim împotriva lucrării lui Dumnezeu. Dar noi ca oameni suntem chemați să fim împotriva lucrărilor care sunt prefăcute a fi a lui Dumnezeu și nu sunt. Ori pentru ca să știm care sunt așa și care sunt așa, trebuie să le analizăm. Marea problemă este că Ioan aici, la 1 Ioan capitolul 4, versetul 1, nu face responsabil doar pe liderii spirituali, ci face responsabil pe orice credincios de evaluare, de judecată a mesajului profetic. Nu este scuzabilă atitudinea și ignoranța unor credincioși în care există deja Duhul Domnului și spun, eu nu judec, fiindcă nu vreau să păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt. Oamenii ai lui Dumnezeu, atunci când analizăm un mesaj profetic, o activitate profetică, noi nu suntem împotriva ei, ci o analizăm ca să vedem care e sursa și originea ei. Noi nu judecăm atunci lucrarea în sensul de a o respinge. Oamenii aceștia, când intri în America, ei nu îți iau pașaportul să îl se uite la el ca să te respingă, ci ei îți iau pașaportul să-l verifice ca să vadă dacă nu cumva ești de-a lui Bin Laden. Ei nu vor neapărat să te respingă, că altfel nu ne-ar mai lăsa pe niciunul să mai coborâm din avion. Scopul lor este să verifice, să vadă ce intenții ai. Ei te judecă, te analizează, te cântăresc, te întorc pe toate părțile potrivit unor metode tehnice specifice. Și dacă te văd că puțin miroși, spune, trage-te un pic într-o parte. Nu dau drumul la oricine, de ce? Sunt responsabil de țara lor. Cum ne cere nouă să nu fim responsabili de lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o? Scriptura spune la evrei, ascultați de mai mari voștri, pentru că ei vor da socoteală
Versetul este mai lung, surprind numai acest aspect. Ei vor da socoteală de sufletele voastre. Pe cine interesează asta? A cui este această responsabilitate? Este ușor să ocupi o bancă, fiind prieten sau un membru, și să-ți pui opinia din punctul tău de vedere. Însă, cu alți ochi, cu altă responsabilitate și cu altă inimă, privește această activitate profetică un om pe umenii căruia apasă responsabilitatea conducerii unei biserici. Este foarte mare diferență. Iisus spunea, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. N-aveți nici metoda logică, nu folosiți nici criteriile de evaluare și nici puterea lui Dumnezeu nu lucrează în voi ca să vă dea Dumnezeu în mod supranatural darul deosebirii duhurilor. 1 Timotei 4,1 Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, trăim noi vremurile din urmă, frați și surori? Le trăim. În vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Au fost credincioși și aceștia au fost deja. Că dacă se lapădă de credință, înseamnă că au de ce să se lapede. Se vor lepăda de credință, de ce? Ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor. Cum evaluați dumneavoastră conducerea bisericii dacă elimină pe cineva din rândul slujitorilor sau al membrilor pentru că s-a făcut vinovat de acest păcat? Noi spunem, nu, 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 ca să fim mulți. Mulți, a? Doi Petru 2,1 În norod s-au ridicat proroci mincinoși. În norod s-au ridicat proroci mincinoși. Cum și între voi sunt învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare veșnică. Frați și surori, dacă există activitate profetică într-o biserică, este nevoie și de metode de investigare a acelei activități. Dacă construim mașini, avem nevoie și de metode tehnice să le verificăm, să vedem dacă sunt bune sau rele. Câți dintre dumneavoastră cumpără o mașină înainte să o verifice? Câți cumpără o casă înainte să o verifice? Câți cumpără un lucru înainte să se uite la el? Ci așa doar pentru că e vopsit peste rugină. Unde există activitate profetică, mai ales în Biserica Pentecostală, trebuie să existe și criterii umane din Scriptură, dar și deosebirea duhurilor supranaturală, ca să investigăm lucrarea aceea. Să nu ne lăsăm duși în rătăcire de dagul lucrării. Astăzi, dacă un lucrător cercetează un mesaj, el riscă să fie calificat de mulțime drept necredincios, drept împotriva lucrării Duhului Sfânt. Frați și surori, aceasta este o prejudecată teribilă care ne descurajează pe noi să mai facem lucrul acesta. Orice mesaj trebuie verificat și predica trebuie verificată, totul trebuie verificat, doar Biblia nu mai trebuie verificată. Aceasta suntem siguri că e de la Dumnezeu. Restul trebuie tot verificat. Frați și surori, nu respins, verificat. Și după ce e verificat, dacă e de la Domnul, inima ne este deschisă să-L primim. Dar dacă nu e de la Domnul, afară, indiferent cine îl spune. Aduceți-vă aminte de cei din Berea. Predicatorii predicau, iar ei verificau cu Scriptura. E după Scriptură? Da. Pune în inimă. Nu-i după Scriptură, aruncă la garbici. Suntem chemați ca biserică să verificăm mesajele profetice. Să nu credeți că vrem să le respingem. Nu le verificăm cu intenția să le respingem, ci le verificăm cu intenția să acceptăm doar ce este autentic, doar ce este de la Dumnezeu și doar ce zidește. Să nu vină duhuri ucigătoare peste poporul Domnului. Să nu vină învățături nimicitoare peste copiii noștri și peste nevestele noastre. Să nu se oprească destinul Bisericii Betania aici. Nu! Trebuie să meargă înainte și trebuie să avem discernământ și Dumnezeu să ne lumineze.
Și dacă vine un învățător mincinos, ori prin predică, ori prin prorocie, ori sub altă formă, să existe o categorie de oameni luminați de Duhul Domnului, sfinți, cu experiență, care să spună, oprește-te, frate, oprește-te, dă-te jos, oprește-te, gata, e destul, oprește-te, să te cheme pe matale cum o-i vrea și să fi fost matale acum 10 ani ce o-i vrea. Noi nu evaluăm un om după ce a fost acum 10 ani, niciodată Biblia nu ne învață să facem asta. Biblia ne învață să evaluăm un om după astăzi, că de acum 10 ani până astăzi, să nu vă supărați. Și dumneavoastră ați auzit ca și mine de foarte mulți oameni care într-o noapte s-au făcut zob, într-un fel sau în altul. Noi ne iubim sufletele, ne iubim copiii și iubim lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, pe de o parte, vrem să lucreze Duhul Sfânt, dar pe de cealaltă parte, vrem să ne asigurăm că diavolul nu trimite pe cineva spunând la fel în aparență ca și Dumnezeu, dar prin 90% de adevăr strecoară 10% minciună. Nici o minciună nu este mai greu de depistat ca aceea care are mult adevăr în ea. Frați și surori, cel mai greu, cea mai dificilă minciună de depistat este minciuna care conține mult adevăr. Dacă o minciună conține multă minciună, și copiii spun, ha, 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 asta e minciună, glumești cu mine? Dar dacă are mult adevăr, dar are și o travă la sfârșit, dacă îți dă cineva un pahar cu apă și spune numai o picătură de o travă, nu e așa că nu-ți trebuie un pahar de o travă, paharul să fie cu apă, dar o picătură de o travă în el, ai murit. Noi nu suntem chemați să bem apă cu o travă, de dragul nimănui. Dumnezeu este un izvor curat și sfânt. Și numele Lui să fie înălțat și cinstit. Avem încredere în Dumnezeu. Știm că se va îndura de noi. Dacă vom mai putea să citim Evanghelia, să ne rugăm, să ne strângem la olaltă și să-L urmăm cu credincioșie, avem nădejde că Dumnezeu nu ne va părăsi și că se va îndura de noi și ne va binecuvânta. Dacă s-a îndurat de Ninive, Dumnezeu și-L obligă pe Iona să meargă la Ninive. Și Iona nu vrea și Dumnezeu îi spune, ia vină tu încoace, mă! Ia vine tu să te trec eu printr-o experiență frumoasă. Ia intră tu un pic în abdomenul unui pește, în pântecul, în stomacul unui pește. Ia intră tu puțin în acid sulfuric, mă, în acid clorhidric. Ia intră tu, drăguțule, acolo câteva minute. Și dintr-o dată, când omul lui Dumnezeu ajunge în acid clorhidric, ăla care omoară fierul și omul în egală măsură, spune, Doamne, ai milă de mine! Și Dumnezeu spune, pește, du-l la mal că a învățat lecția. Și acum când îl varsă peștele, îi spune Dumnezeu lui Iona, acu du-te la Ninive. Măi, Iona, iubesc. Doamne, dar ăia sunt răi. Eu iubesc, Iona, du-te la ei și vorbește. Și ăia răi se pocăiesc, glorie Domnului. Ăia răi se pocăiesc. Frați și surori, aș vrea, apropiindu-ne de încheiere, să privim la exemple de manifestare a darului de deosebire a duhurilor în Scripturi. Sunt foarte multe, privim doar la câteva. Deseori diavolul imită lucrarea Domnului sau apostolilor. Observați, vă rog, câteva lucrări de genul acesta foarte bine prezentate. Păreau ca de la Domnul, însă a funcționat darul deosebirii duhurilor și au fost depistați. În Vechiul Testament, un împărați 22, 19-25, Mica a descoperit duhul de amăgire care era în prorocii lui Ahab. Dacă nu era dar de deosebire a duhurilor, cine avea să-i deosebească? Îți trebuia să mănânci un sac de sare cu ei, să le vezi comportamentul. Ieremia 28:1-7. Ieremia descoperă înșelăciunea prorocului Hanania. Domnul Iisus descopere prezența demonică în sfatul lui Petru. Petru descoperă minciunea lui Anania și Safira. Petru descoperă falsitatea lui Simon Magu. Pavel cunoaște natura Duhului care vorbea prin servitoarea din Filip, fapte 16:16-18. Ce nu este darul deosebirii duhurilor? Darul deosebirii duhurilor nu este o putere de discernământ pentru aprecierea unui caracter bun. Nu. Darul deosebirii duhurilor nu trebuie confundat cu evaluarea logică folosind criteriile de evaluare din Scriptură. Nu.
Darul deosebirii Duhurilor este o dare pe față a unei minciuni ascunse, făcute în mod supranatural de Dumnezeu și pus în inima unui credincios sfânt. E o lucrare a Domnului care nu are legătură cu discernământul omenesc. Nu are legătură cu cercetarea cazului, nu, ci dintr-o dată se dă pe față. Apoi nu este o cunoaștere psihologică pentru a observa personalitatea cuiva. Apoi nu este o intuiție omenească, spre exemplu intuiția feminină, de a demasca falsitatea. Nu este spiritism și nu este o cunoaștere bazată pe cunoașterea Bibliei. De ce suntem noi toleranți cu manifestările duhurilor? Aceasta este responsabilitatea slujitorilor, dar și a oricărui creștin matur. În calitate de administrator de slugi credincioase în Biserica lui Dumnezeu, noi nu ne putem permite să tolerăm ce nu tolerează Dumnezeu doar pentru faptul că noi suntem mai buni decât Dumnezeu, înțelegeți, iresponsabili. Și noi trebuie să permitem în casa stăpânului doar cât ne-a spus stăpânul să permitem, că noi nu suntem stăpâni aici. Noi n-avem voie nici să lărgim hotarul, nici să-l strâmtăm, că biserica nu e a noastră, e a lui Hristos. Și noi dăm socoteală ce am făcut în lucrarea aceasta. Nu dăm socoteală dumneavoastră sau consiliului sau comitetului, ci dăm socoteală regelui când se va întoarce. El va judeca între berbece și berbece. Priviți, vă rog, gândindu-vă la câteva dintre motivele pentru care bisericile sunt tolerante. În primul rând, vrem și noi să avem o atmosferă spirituală între noi. Auzim în cutare biserică că există multă activitate spirituală, multă activitate profetică. Și atunci ne dorim și noi să fie. Și vine cineva și spune, și de dragul că este și la noi, nu mai cercetăm. Și zicem, acum e și la noi. Ce este? 2. Să avem și noi lucrări că suntem biserică penticostală. Da, suntem biserică penticostală și trebuie să avem lucrări. Nu pentru că suntem biserică penticostală, ci pentru că suntem biserica lui Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că vom înghiți un sac de paie, pentru că la fund există o boabă de grâu. Dumnezeu ne spune să deosebim, nu cumva să respingem lucrarea lui Dumnezeu, că ne facem vinovați față de Domnul, dar nici să acceptăm lucrarea diavolului, că ne facem vinovați față de același Dumnezeu. Noi avem obligația să cercetăm dacă e de la Domnul în inimă, dacă nu e de la Domnul afară. În al treilea rând, lipsa spiritualității. Atunci când oamenii nu mai sunt duhovnicești, ei tolerează orice. Dacă cineva fumează, spune, ai domne că nu e mare lucru, suntem în America, ce să-i face și el tânăr. Dacă cineva consumă alcool sau droguri, spune, lasă-l domne în pace că o să se pocăiască el. Dacă cineva umblă cu prostii, cu bârfe, umblă cu tot felul de, spunem, ai domne acum va găsi pocăința cu el, aveți ceva cu el. Și nu putem să facem dreptate că avem ceva cu cineva, frați și surori. O biserică care merge în direcția aceasta nu merge într-o direcție bună. Orice instituție din lumea aceasta care se respectă are niște criterii de excludere pentru cei care nu mai corespund. Orice instituție care se respectă. Ori noi n-am citit în Scriptură și de incompatibilitatea unor oameni care au ajuns atât de răi încât nu mai sunt recuperabili? Atunci însă când biserica nu este duhovnicească, acceptă orice. Pentru că, pentru o gândire rea și firească, nimic nu este rău. Totul e permis, totul e tolerant. Lipsa responsabilității, autenticității lucrării lui Dumnezeu. Vrem să fie, însă nu ne asumăm responsabilitatea cum este. Vrem să fie predică, dar nu ne asumăm responsabilitatea să vedem ce fel de predică. Vine poporul ăsta și pleacă pentru 2 ore de acasă și vine aici. Și nu se duc la alte biserici și vin aici. Și putem să le spunem orice, că trebuie să spună și fratele că i-a venit rândul. Frați și surori, aici nu se predică cu rândul. Aici se predică cu chemare. Nu că spun eu,
Asta o spune această Evanghelie a lui Iisus Hristos. Și orică eu sunt aici, orică e fratele Petru, orică e fratele Lorinț, orică e fratele Luca, Evanghelia spune la fel. N-ai chemare! Este așa de trist când anumite persoane fac anumite lucrări pentru care nu au chemare. Sigur că lucrarea lor este una fără eficiență. Apoi, frica să nu oprim lucrarea că ne bate Dumnezeu. Dacă vine un predicator și predică prostii, avem îndrăzneală să-l oprim. Câteodată îi oprim și pe cei care nu spun. Dar dacă vine cineva și spune, așa vorbește Domnul, ne-a luat maul la toți. Toată lumea se pleacă așa cu capul și nu mai zice nimic. Frați și surori, Evanghelia mea, spune Luigi, în vremurile din urmă, vor veni duhuri amăgitoare să cercetați totul pentru ca să depistați lucrarea celui rău și să nu acceptați. Să nu vină peste copiii voștri, peste familiile voastre și peste turma Domnului, pentru că v-am pus la îndemână două criterii, logic și supranatural, dumnezeiesc. Un alt motiv și cu ăsta închei și vă invit la rugăciune. Frați și surori, dar în România, pe vremea părinților noștri, existau foarte multă activitate profetică. Hai să o încurajăm! Acum ascultați-mă, frați și surori. Toate aceste lucruri sunt adevărate, sunt reale. Însă vreți să vă aduceți aminte cum trăiau oamenii aceia din România despre care vorbim noi? Vreți să vă aduceți aminte câți dintre ei fumau? Vă aduceți aminte câți dintre ei erau bețivi? Vă aduceți aminte câți dintre ei nu se mai opreau uitându-se la televizor și ziua și noaptea? Vă aduceți aminte câți dintre ei făceau partide și uite așa erau cap în cap? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte cum se bârfeau? Vă aduceți aminte de alte și alte și alte mizerii care erau între ei? Nu o să vă aduceți aminte de nimic, pentru că oamenii aceia aveau o viață sfântă. De aceea lucra Duhul Domnului. Frați și surori, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să ne sfințim. Să ne punem pe post și pe rugăciune. Cine ne oprește? Să ne punem pe scripturi. Să ne punem pe iubire și pe iertare. Să oprim clevetirea că vine de la diavolul. Să oprim partidele și bârfa, critica și judecata. Că, frați și surori, Biblia spune, vă mâncați, vă mușcați, vă sfâșiați unii pe alții. Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta declarăm să ne oprim. Pentru ca să vină Duhul Domnului între noi. Ce mult dorim să auzim un cuvânt de descoperire. Să vină Domnul și să-mi spună, te rogi de 3 luni de zile pentru o cauză. Așa vorbește Domnul. Și să-mi spună Domnul ce să facă, nu știu. Puțină minte care o am, nu mi-ajunge. Am 2 drumuri în față, amândouă sunt la fel. Și nu știu pe care să o iau. Și nu știu ce să fac. Întreb pe fratele Petru și spune, Luigi, nu știu, fă ce te îndeamnă Domnul. Întreb pe altul și spune, nu știu, fă ce te îndeamnă Domnul. Și stau și sunt stresat și nu dorm noaptea și mă gândesc, Doamne, ce să fac? De ce să nu se ridice cineva în adunare și să spună, omule care ești la microfon, așa vorbește Domnul, te rogi de 3 luni de zile, uite ce-ți spune Duhul Sfânt în această seară. Și dintr-o dată sufletul meu să primească lumina Domnului. Și să plec acasă și să spun la alții că mi-a vorbit Domnul. N-ai vrea să fii membru într-o astfel de biserică? Frați și surori, în seara aceasta nu ne oprește nimeni să ne sfințim decât firea și păcatul și comoditatea. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să-i spunem, Doamne, să ne ierți, pentru că deseori am fost o piedică în calea lucrării Tale prin nesfințirea noastră, prin prioritățile noastre greșite, prin anturajul nostru greșit, prin comportamentul și atitudinile noastre greșite. Dar de mâine, Doamne, ajută-ne să ne sfințim, citind Biblia, postind, rugându-ne, venind la părtășiile frățești și apropiindu-ne cu inima de Tine. A spus Domnul în Scripturi, în vremurile din urmă voi da, voi turna fetele voastre, feciorii voștri, bătrânii voștri. Doamne, așteptăm vremurile acelea. Frați și surori, haideți să stăm înaintea Domnului să ne rugăm și să ne sfințim.
Ne ridicăm și ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.